seara, stimați prieteni. Sper că fiecare de dumneavoastră a reușit să apese pe tasta F5, în așa fel încât să renunțați pagina și să începem această emisiune din această seară. Vreau să vă spun că, pentru că noi acum suntem chiar în criză mare de timp, pentru că suntem în pregătirile pentru manifestările publice pe care le începem pe data de 30 ianuarie, rezultata unui ultimatum pe care l-am făcut public acestei guvernări, după ce au sfidat orice normă de drept și orice lege, pentru ca să se mențină în continuare la guvernare. Haideți să încep a vă spune că noi, Mișcarea Populară Antimafie, probabil că ați urmărit, dar trebuie să repet, săptămâna asta am făcut un ultimatum adresat nu Alianței pentru Integrare Europeană. Ea oricum nu mai are legitimitate și este la mâna a doi mafioți în țara asta. Le-am făcut-o direct celor care sunt stăpânii acestei Alianțe pentru Integrare Europeană, lui Vlad Plahotniuc și lui Vlad Filat. Așa am considerat noi că va fi eficient să luptăm împotriva fără de legilor pe care le săvârșesc ei după ce au trecut toate relațiile dintre cetățenii Republicii Moldova, după ce le-au trecut din raportul de drept în raportul de forță. Și ca să explic acest lucru pe care se conține și în ultimatumul pe care l-am făcut noi, am să vă spun că eu, care mă consider un cetățean care am respectat întotdeauna legislația Republicii Moldova, eu nu am încălcat legea Republicii Moldova, chiar dacă mi-au fost incriminate pe parcursul timpul mai multe articole ale codului penal. Eu am chemat și altă lume întotdeauna să respecte Constituția Republicii Moldova, legile Republicii Moldova. Am chemat concetățenii mei întotdeauna să fie buni cetățeni ai acestei țări și să nu încalce nu numai legile țării, dar și regulamentul de circulație. Acum când ăștia sfidează în halul ăsta legea, ăștia care acum vor să-și aducă la cheremul lor Constituția, legile țării, știu eu până la urmă, bunurile moravuri, tradițiile din țara asta, care sfidează totul numai pentru ca să se mențină la putere, mie mi-e rușine. Eu nu știu cum să mă adresez oamenilor și să le spun: oameni buni, respectați legea. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Sigur că nu vin cu chemări: oameni buni, încălcați legea, dar nu pot să-i chem la respectarea legii după ce primele persoane în stat încalcă legea. Când spun primele persoane în stat, îmi vine greu să spun lucrul ăsta. Pentru că, de fapt, eu știu că au ajuns în fruntea țării, au ajuns hoți și infractori. Și nu pot să nu spun lucrul ăsta. Peste tot asta se consideră, cuvintele astea mai dure, se consideră că ele ar fi din arsenalul radicaliștilor, din arsenalul oamenilor care sunt mai extremiști și așa mai departe. Eu n-am fost niciodată nici extremist și nici radicalist. Dar în situația în care suntem sfidați în halul ăsta, noi nu putem proceda altfel. Mai rău decât prezentul este doar trecutul nostru. Mai bun decât prezentul și trecutul nostru poate fi numai viitorul. Era un scriitor ceh care spunea o frază pe care am mai repetat-o eu în spațiul ăsta, care spunea că am avut un trecut de coșmar, avem un prezent stupid, slavă Domnului că nu avem viitor. Eu nu cred ca și el, eu sunt sigur că noi avem viitor și viitorul nostru poate fi mai bun. Dar acest viitor mai bun îl putem face noi. Nu-i ascultați pe, vă rog foarte mult, stimații mei privitori, stimații mei concetățeni, cei cu care comunicăm în zilele dintre emisiunile noastre și care vă exprimați sprijinul pentru noi, dar în același timp vă exprimați toate aceste îndoieli legate de neputința noastră de a schimba lucrurile. Vă rog să nu-i credeți pe formatorii de opinie din țara asta că dacă pleacă Alianța pentru Integrare Europeană de la guvernare vin comuniștii. Da! Vin comuniștii numai dacă luptă împotriva lor numai comuniștii. Dacă luptă împotriva lor comuniștii, vin comuniștii. Cine vor lupta împotriva lor, aceia vor reuși să schimbe situația în Republica Moldova. Ori eu nu cred că țara asta se poate zbate, așa cum am spus-o și altădată, doar între ciumă și holeră. Eu nu cred că țara asta nu are alternative decât comuniștii și actualii hoți în lege care se află la guvernare. Nu este posibil. Tocmai din cauza asta, sfidând realitățile, eu adun în jurul meu atâția oameni ca să-i scot la revolte împotriva lor. M-a întrebat cineva dacă o să merg în Piața Mare Adunării Naționale să fac manifestări. Nu o să merg în Piața Mare Adunării Naționale. Și am explicație foarte simplă, chiar dacă seamănă o metaforă. Nu este doar o metaforă, este o realitate. Piața Mare Adunării Naționale, din fericire, încă n-a fost privatizată de hoții ăștia. Și eu n-am ce căuta în Piața Mare Adunării Naționale, pentru că eu de data asta vreau să atac proprietățile lor, declanșându-le în memoria lor două torțe care au ars în Chișinău ăsta, fără să fac nici la o aluzie la faptul că clădirile lor pot fi distruse.
Ba mai mult decât atât, echipa pe care o am eu, vom atenționa organele de drept să facă tot ce e posibil ca aceste clădiri să rămână întregi. Dar atacate vor fi proprietățile lor, afacerile lor, pentru că altfel ăștia nu înțeleg. Vă dau un singur exemplu. Ori de câte ori eu am spus ceva despre filată în spațiu public din Republica Moldova, el care este politicianul numărul 1 a spus-o așa cum îi place lui să-și umfle buza la televizor, a spus-o: domnule, eu nu comentez prostii. De data asta, când a fost întrebat despre esența pichetărilor pe care vrea să le pornească antimafia, știți ce a zis? A zis: da, orice cetățean este liber să facă cum dorește, dar amintesc că este codul penal. Așa vă să zică, domnule Felat. Acum ți-ai amintit de codul penal. Atunci când privatizai Iptehul, nu ți-aminteai de codul penal. Nu era codul penal carte de căpătâi care să-ți dai seama că trebuie respectat. Acum ți-ai amintit de codul penal. Ca ai în memorie clădirile alea două care au ars, nu și fără sprijinul tău. Și te-ai speriat în momentul când ai văzut ce se întâmplă și ai fugit în tufari, nu? Deci așa vedeți voi lucrurile, nu? Principiul pe care mergem noi în aceste proteste este simplu, extrem de simplu. Voi ați atacat instituțiile statului, noi atacăm proprietățile voastre. Atacând proprietățile voastre, noi avem șansa să vă înlăturăm de la putere și să vă fugărim ca pe ultimii lași din țara asta pentru tot ceea ce ați făcut voi. Pentru că se vede din ceea ce faceți voi că voi ați pierdut orice contact cu realitatea. Orice contact cu realitatea. Să te urci într-un avion care costă numai dus întors 80.000 de euro și să pleci în Azerbaijan ca să-i liniștești pe azeri că altă dată ați vândut armament armenii și tot așa. Ce cu prostiile astea în general? Eu vorbesc foarte indignat pentru că nu există spațiu de autoliniștire în situația asta. Nu comuniștii vor veni la guvernare după Alianța pentru Integrare Europeană. După Alianța pentru Integrare Europeană poate veni oricine, pentru că lumea nu va mai vrea să iasă la votările voastre și la referendumurile voastre. Tocmai din această cauză noi mobilizăm lumea. Tocmai din această cauză noi vrem să adunăm cât mai multă lume în jurul nostru pentru ca să vă determinăm să plecați de la guvernare. Curtea, după cei ce nu înțeleg ei, după 12 ianuarie 2012, nimic nu va mai fi la fel așa cum a fost altă dată. Așa cum nimic n-a mai fost la fel după 28 noiembrie 2010, când a fost îngăduit ca cel care a vândut fiete în Turcia altă dată, cel care a fost proxenet, cel care a furat averile tuturor oamenilor să vină în fruntea Republicii Moldova acum și să fure Republica Moldova. Vedeți cum se vorbește despre atacurile astea Raider? Că lumea a înnebunit deja cu atacurile astea Raider. La fel cum înnebunise altă dată cu gripa porcină sau cu gripa aviară, că nu mai înțelegea nimeni de ce le-ar trebui vaccină, pentru că parcă nu se deosebea nimic de gripa de altă dată. Sau vaccina pentru atacurile Raider ar fi Plahotniuc? Ce să înțelegem noi din tot ce aici se întâmplă? Ultimul atac Raider tot al lui este, vă asigur eu. Și o să vedeți că o să vă convingeți în cel mai apropiat timp. Ultimul atac Raider asupra întreprinderii Registru. Nimic nu mișcă în țara asta și nimic nu mai fură nimeni altcineva decât ăștia doi. Nu se mai poate în halul ăsta. Nu se mai poate în halul ăsta ca ăștia să ne sfideze în felul ăsta. Dar revolta pe care o facem noi acum mai pronunțată vine tocmai din momentul în care am observat că ăștia nu vor ceda. Ori tocmai despre asta preîntâmpinam noi într-un manifest. Vă amintesc acel manifest în care spuneam că nu vor pleca ăștia de la guvernare fără sacrificii umane. Libertatea n-a obținut-o nimeni așa plimbându-se ca la aer liber. Libertatea s-a obținut prin sacrificii și eu înțeleg dezamăgirea în principiu a intelectualității din țara asta. Iertați-mi micile inadvertențe, dar chiar am să vă spun multe și sunt indignat. Eu înțeleg intelectualitatea din țara asta care sunt firi romantice în principiu și care ar vrea să-și obțină libertatea și independența în luptă cu vreun imperiu. Dar nu lupta cu vreun imperiu o să ne dea libertate la ora actuală. Am luptat altă dată în anii 90 și am avut o luptă măreață, demnă și frumoasă pentru cei care au înțeles să lupte atunci. Acum nu lupta cu vreun imperiu o să ne aducă în Europa, ci înlăturarea de la puterea doi mârlani. Înlăturarea de la puterea doi mârlani care așa au înțeles să sfideze legea țării astea și să o pună la cheremul lor. Ce
ce obligațiune avem noi toți ceilalți să mai respectăm legile țării astea după ce ei au făcut din Constituție un preș bun de șters picioarele? Vă întrebați de ce nu vorbesc nimic despre Lupu și Ghimpu? Dar nu are rost să vorbesc despre ei. Pentru că ăștia doi sunt la cheremul lor. Sunt la cheremul lor și ce le spune Plahotniuc, așa, aceia fac. Tocmai din această cauză am dat adresele, ele sunt pe internet, sunt pe pagina noastră a Mișcării Populare Antimafie, adresele la care noi vom protesta. Asta e Hotelul Codru, asta e Victoria Bank, asta e Iptiehu, asta e afacerea lui Ghimpu, Eurosim și așa mai departe. Chiar dacă nu din asta își trag banul acum, dar asta sunt rezervele lor, acolo speră ei să revină și să-și tragă banul după ce o să-i vigărim de la putere, pentru că acum trăiesc numai din banul public. Acum trăiesc numai și numai din banul public. Nu cumva credeți că cheltuie chiar ceva din averile lor? Nimic absolut. Dacă vă închipuiți că acești oameni au venit la guvernare acum și fiind foarte bogați, așa cum își închipuie nouă lumea, ne dă și nouă câte un kilogram de orez, dar ăștia sunt oameni bogați, o să ne dea tot mai mult și mai mult. Nu, oameni buni. Averile lor le țin la adăpost, și trăiesc din banul dumneavoastră. Trăiesc din banul dumneavoastră, trăiesc din furt public. După data de 12 ianuarie, nu mai există în Republica Moldova norme de drept și norme legale care ar putea fi respectate și să știi că ești un bun cetățean a acestei țări. Pentru că cei care sunt chemați și pus la straja acestor legi le încalcă cu cea mai mare nerușinare. Are rost să vă mai repet acum că totul este în mâna lor. De la judecătoria supremă până la orice procuratură de sector, totul este pe mâna lor. Eu am să vă răspund și la întrebări. Înțeleg că au mai venit niște întrebări și am să vă răspund, am să mă strădui să vă răspund foarte scurt. Emisiunea asta chiar, nu știu, nu de atât că n-aș găsi o oră întreagă să vă vorbesc, ci pentru că așa simt eu la ora actuală. Eu acum chiar nu mă pot opri pe un loc după ce am pornit aceste manifestări. Fiți alături de noi și fiți cu ochiul pe noi, pentru că noi pornim acum, săptămâna viitoare, pornim publicitate pentru manifestare pe care o facem prima, pe data de 30 ianuarie, în fața Hotelului Codru. În fața Hotelului Codru. Deci centru, kilometru zero al mafiei moldovenești, Hotelul Codru, care se află în spatele Parlamentului la ora actuală, de unde mafiotul Plahotniuc conduce la ora actuală tot ce mișcă în țara asta. Eu am să vă răspund la întrebări. Sper că poate a apărut aici o întrebare, nu știu dacă cei din redacție mi-au pus-o, a fost o întrebare la care vreau să răspund, care a venit pe urmă pe blogul meu. Domnule Mucanu, vorbiți de o anumită blocare a activității acelor afaceri ale lui Plahotniuc și Filat prin proteste la sediul acestora. Teoretic pare a fi ușor, dar cum veți putea pune în practică acest lucru? Ei ar putea să-și continue activitatea privindu-ne pe geam. Stimații mei concetățeni, în primul rând că privindu-ne prin geam o să ne privească cu frică prin geam. Ei nu știu însă ce surprize le pregătim noi. Noi le pregătim surprize mari și permiți-mi să nu vă spun acum ce surprize le pregătim. Surprizele noastre nu sunt obiecte contundente sau obiecte mai puțin mai ascuțite sau nu știu ce. Doamne ferește de așa ceva. O să încercăm totuși să chemăm organele de drept din țara asta, oameni cu demnitate care mai sunt prin organele de drept, să asigure la manifestările noastre și la protestele noastre ordinea publică și să nu ne pomenim cu așa ceva. Noi ne pornim în această luptă noi ieșim să-i facem de râs. Ei, vă spun că eu și atunci când vorbesc serios despre ei, îmi dau seama că într-un fel le fac jocul. Ăștia trebuie luați în batjocură, ăștia trebuie luați peste picior, pentru că orice trimitere serioasă la acțiunile lor, le facem jocul așa, îi luăm în serios. Permiteți-mi să nu vă spun despre tot ce aici avem noi de făcut. Dar credeți-mă, vă rog, noi am să ne străduim, cei care veniți la manifestările noastre, veniți, noi să vă asigurăm că veți fi în siguranță. Nu trebuie părinții să le spună copiilor, mă refer acum la cei care au împlinit 18 ani, să nu vină la asemenea manifestări, pentru că noi vom asigura tot posibilul să nu se mai întâmple ca altă dată să fie bătuți copiii noastre și să se umblați să-i căutați prin sectoarele de poliție.
S-a mai schimbat lucrurile în țara asta, chiar dacă ăștia n-au vrut să schimbe nimic. S-a mai schimbat ceva în mentalitatea oamenilor și chiar printre polițiști, chiar printre polițiști, nu știu, mai puțin poate printre procurori, dar au apărut, sunt oameni care știu că țara asta este a lor și nu mai trebuie să-i slujească pe ăștia așa cum i-au slujit altădată pe ceilalți și să se apuce să facă sălbăticia care au făcut-o altădată. Nu mă refer la criminalii care au făcut atunci, mă refer la alții care au fost alături și care nu au făcut nici atunci crime. Mișcarea Populară Antimafie vă cheamă pe toți să fiți alături de noi în acea manifestare. Alături de noi vor manifesta pe parcursul acestor proteste, vor manifesta și concetățenii noștri de peste hotare, pe care mizăm foarte mult, pe care mizăm foarte mult. Acești oameni care au ieșit din cușca asta, din lagărul ăsta și care și-au găsit rostul peste hotare, sunt cei mai apropiați de noi, oameni care nu pentru că cei de acasă nu ar fi apropiați de noi, pur și simplu cei de acasă s-au săturat de toate, acei oameni au văzut că se poate trăi și altfel și vor fi alături de noi. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, vom demonstra că încă sunt șanse, că încă putem să scoatem țara asta din impas. Dar pentru asta vă rog să fiți cu ochii pe noi și să ne înțelegeți că tot ceea ce am pregătit noi până acum a fost închinat unui singur scop și unui singur moment în care revolta populară o să-i răstoarne pe ăștia. Practic, la ora actuală, prin hotărârea din 12 ianuarie 2012 a Curții Constituționale, și apropo să mă opresc un pic la chestia asta. Punând întrebarea dumneavoastră a primului deoparte, pentru că cred că am și răspuns la ea. Apropo la chestia asta, că mai puțină lume a înțeles foarte exact de ce hotărârea Curții Constituționale n-a fost bună, dacă toată lumea știe că ei au încălcat legea. Da, ei au încălcat legea. Eu i-am învinuit pe cei de la Curtea Constituțională, nefiind constituționalist, jurist, nici nu mă bag în toate problemele astea. S-a produs o inflație de tematică juridică la toate televiziunile și am văzut foarte mulți juriști în studiouri care am impresia că li se pare că chiar fac justiție la televizor. Justiția nu se face la televizor. Eu îi salut pe cei juriști care vin și popularizează aceste științe juridice la televizor, dar nu acolo se face justiția. Justiția nu se mai face nicăieri în Republica Moldova. Și tocmai probabil că din cauza că nu se mai face în sălile de judecată, tocmai din cauza asta și-a ieșit la televizor. Dar eu am avut o foarte simplă întrebare. De ce Curtea Constituțională s-a implicat și a oprit procesul de alegere a președintelui? De ce? De ce au trebuit să studieze, să examineze acest lucru în regim de urgență? Salvau Republica Moldova sau Alianța pentru Integrare Europeană? Pentru asta a fost făcută Curtea Constituțională în Republica Moldova, ca să salveze alianțele sau guvernările? Pentru asta a fost făcută Curtea Constituțională. Curtea Constituțională trebuie să stea mult, încet și să analizeze lucrurile. În regim de urgență? Și apoi de ce a trebuit să întrerupă acest proces? Au fost nevalabile 60 de voturi, să le declare nevalabile 60 de voturi. De ce anulați? N-ați avut ce să anulați. N-a fost ales președintele. De ce ați anulat? De dacă să le dați răgaz ăstora să nu mai numească ziua alegerilor? Curtea Constituțională, așa este o vorbă la noi, cânește, a supraviețuit 20 de ani. Pe unde mai strâm, pe unde mai... Acum ați desființat-o definitiv. Ați desființat autoritatea acestei instanțe, ați desființat-o definitiv prin acea hotărâre. Ca să le dați posibilitate la ăștia. L-am văzut pe Ghimpu la o emisiune la Moldova 1. Ca să vă desființați, nu mai trebuie nici să-l scoateți pe Ghimpu cu alte emisiuni. Repetați la toate canalele voastre de televiziune, repetați acea emisiune. Pentru că s-ar putea ca oamenii să nu o fi văzut. Fiecare om care o să vadă nu o să mai voteze partidul ăsta zis naționalist și patriotic niciodată. Cu asemenea manifestări neandertalice la televiziune. Iertați-mi de cuvinte dure, dar nu este posibil. Nu este posibil. Oamenilor noștri psihotare le-i rușine când văd cine îi reprezintă. Le-i rușine pentru votul pe care l-au dat și le-i scârbă pentru ziua în care și-au dat acest vot. Cum comentați declarațiile de laudă ale lui Susarenko de joia trecută la Jurnal TV? Nu știu despre ce declarații de laudă a lui Susarenko de la Jurnal TV vorbiți. Cum comentați declarațiile de laudă ale lui Gheorghe Susarenko de joia trecută de la Jurnal TV? Deci la adresa lui Godea mi se șoptește din redacție. Nu știu, eu n-am reușit să vorbesc cu colegul meu Gheorghe Sărencu, ori este o confuzie, ori dumnealui a avut considerente pentru, nu știu, eu nu-l laud niciodată pe Godea, eu în general pe Godea l-am învinuit și l-am învinuit foarte concret de
de faptul că atunci când a plecat de la Filat a făcut peste noapte, adică a pornit cu piciorul stâng, a făcut 13.000 de semnături într-o noapte sau în două nopți, încercând să ne facă pe toți proști că este posibil să strângi 13.000 de semnături, și de la acel moment tot ce face Gode, eu pun sub semnul întrebării. Inclusiv și acum, unde se vede de la o poștă că a făcut și el parte din acel scenariu pe care l-a schițat Plahotniuc înainte de a porni această aventură cu alegerea președintelui. Veți merge împreună cu Roșca la proteste? Nu. Domnule Mocanu, cu câți bănuți a privatizat Filat Iptiehul? Filat a privatizat Iptiehul cu 300.000 de dolari, din câte știu. Valuta s-ar putea să-mi scape, nu știu exact ce erau pe atunci, că euro se pare că încă nici nu erau pe atunci. 300.000. Locul unde se afla atunci, după prețurile de atunci, locul unde se afla această clădire, chiar dacă admiteam că ștergem de pe fața pământului acea clădire, deci locul costa mai mult atunci, costa cam de 10 ori mai mult atunci locul pe care este această clădire. Și să vină să ne povestească asta acum că maică nu declară toleranță zero corupție, despre ce vorbim noi, oameni buni? Dar, vă amintesc ce am spus eu despre Filat odată? Eu am spus că Filat avea șansa lumea să-i uite, nu eu. Eu mai greu uit. Dar lumea noastră sinceră, bună, lumea noastră care speră în feți frumoși, care vin să salveze țara asta și mai departe, maică l-au iertat pentru hoția asta. Maică l-au iertat atunci când l-au votat și l-au făcut, așa cum zice el, politicianul numărul 1. Politicianul numărul 1 e Vlad Filat, mafiotul numărul 1 este Plahotniuc. Știți cine e mafiotul numărul 2? E Vlad Filat. Și politicianul numărul 2 e Vlad Plahotniuc. Fiecare dintre ei ar vrea să fie și politicianul numărul 1 și să aibă și banii mafiotului numărul 1. Asta e lupta dintre ei. Când ei și-au dat mâna. Iptiehul, ca și hotelul Codru, două clădiri în buricul târgului, cum se spune, în centrul Chișinăului, au fost cumpărați pe bani insignifianți, bani mici de tot, pe lângă veniturile, pe lângă profiturile pe care le trag ei din aceste clădiri. Numai că, vă accentuez încă o dată, nu din aceste clădiri trăiesc ei acum, nu din aceste afaceri trăiesc ei acum. Aceste afaceri, la ora actuală, sunt la adăpost și le sporesc rezervele lor pentru bătrânețe. La ora actuală, ei nu din banii ce ei trăiesc. Ei, la ora actuală, trăiesc din banul public. Avionul care a plecat Filat la Bakı acum, de 80.000 de dolari cursa, de 80.000 de euro cursa, vă asigur că nu s-a achitat nici de un ban din buzunarul lui Filat. Cum n-a cheltuit el bani din buzunarul lui nici la alegerile parlamentare, în două campanii electorale. Să-l întrebați pe Senia Furdui de unde-s banii lui Filat. Dacă știți cine e personajul ăsta. Am să vă spun cu timp. Stimații mei prieteni, eu sunt astăzi un pic mai aprins și mai indignat pentru că noi la ora actuală suntem în verba pregătirilor pentru protestele publice. Noi vom face proteste publice și ele vor fi foarte exact concentrate, așa cum v-am spus, asupra proprietăților lor. Pentru că alte, credeți-mă pe cuvânt, mai devreme sau mai târziu o să înțelegeți acest lucru. Altă modalitate de a-i da de la putere la ora actuală nu există decât să atacăm proprietățile lor. Altă modalitate nu există, pur și simplu, pentru că instituțiile statului le atacă ei, le mulg ei. La ce bun să atacăm și noi instituțiile? Pe dânsi asta nu îi afectează. A, dumneavoastră veniți să protestați în fața guvernului. Poftim, nicio problemă. Când și ei nu pun doi bani pe guvernarea asta, doar în măsura în care își trag banul în buzunarul lor. Doar în măsura în care reușesc să-i mintă pe cei din afară să le mai dea bani pentru întreținerea bugetului și multe alte activități ale guvernului. Doar în măsura asta. În rest, nu dau doi bani pe statul ăsta ăștia. Eu, din Canada mă întreabă cineva. Eu tind să vă cred și să am încredere în dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Nu vă sunt prieten, dar nici neprieten. Aproape oricine care încearcă să ajungă la guvernare promite multe. Ghimpu era foarte idealist când se rupea să ajungă la
guvernarea. Stimat, da, mai este, da? A, este în continuare. Chirtoacă, toți erau fericiți că acesta a învins în 2007 și acum uitați-vă că este un Luciano. Uitați-vă că Gimpo are Eurosim. Care e garanția că dumneavoastră veți fi altfel? Pentru dumneavoastră nu este garanție, nu există garanție. Și eu nu vă le pot da, pentru va trebui să mă credeți pe cuvânt. Nu poate să vă le dea nimeni aceste garanții. Ba mai mult decât atât, am să vă spun. Vorba este că în această lume de la noi, în care s-a răsturnat totul peste cap, unde nu mai sunt criterii de apreciere, unde nu mai ai cu ce măsura, eu n-am cum să vă dovedesc că sunt o ființă morală. Eu n-am cum să vă dovedesc că acțiunile mele sunt sincere. Pentru că aici a fost murdărit totul din cap până în picioare. Aici a fost totul, a stat cineva și a murdărit cu glod orice. Și acum când totul este plin de glod în viața asta, când toată lumea a spus, da, toți suntem la fel, da, toți suntem la fel, asta face mafia la ora actuală. Ei spun, da, toți suntem la fel. Și nu cumva credeți că Mocanu e mai bun? Vedeți că nu știu cum să mă adresez dumneavoastră. Mi-ați spus că nu sunteți nici prieteni, nici neprieteni. Stimatul meu concetățean, nu există și nu vă poate da nimeni garanții. Ba mai mult decât atât, eu vă asigur, credeți-mă din experiența mea de viață, Gimpu și mai ales Dorin Chirtoacă erau foarte sinceri atunci când vă spuneau că nu or să fure. Erau foarte sinceri, erau siguri că ei nu or să fure. Dar știți de ce? Pentru că ei nu au avut niciodată tentația până atunci să fure. Pentru că nimeni nu le-a propus pe hoț să-l face ocazia. Ei n-au avut ocazia asta. Credeți-mă, vă rog, eu am avut ocazia să fur. Eu am fost tentat să fur. Ba mai mult decât atât, am să vă spun acum, că m-ați întrebat, am să vă spun un mic episod din viața mea. Categoric vreau să vă convinc că știu ce spun. Categoric aș vrea să vă dau într-un fel niște garanții. Eram deputat în Parlamentul trecut. În Parlamentul trecut, în Parlamentul de 98, când era alianța ailaltă pentru reformă și restructurare, sau cum se mai numește, am uitat, eram vicepreședinte la Convenția Democrată atunci. A apărut la un moment dat, vă spun, fac mică de avagația asta și vă spun că m-ați întrebat. Eu stau într-un apartament de două camere de vreo 20 de ani. Nu l-am furat, nu l-am luat cu hapca, nu, eu în general nu datorez niciun bănuț statului ăsta. Eu pentru statul ăsta am luptat, deci nu asta e problema, nu vreau acum să mă apuc să-mi lustruiesc imaginea. Dar, ce vă spuneam, s-au adunat deputații și au făcut o lege pentru clădirile nefinalizate din Chișinău, unde lumea putea să facă asociații de locatari și să le termine de reconstruit. Eu m-am gândit că este o șansă și pentru mine să-mi lărgesc spațiul familiei mele de 4 persoane atunci. Și am zis că, domnule, dacă toată lumea așa face și investesc în clădiri de felul ăsta, care ar fi problema dacă mă înscriu și eu după ce a fost adoptată asta cu asociațiile de locatari, dar erau niște clădiri nefinalizate ale Parlamentului. După care deputații au depus cerere și am depus și eu o cerere. Am depus și eu o cerere împreună cu dânșii să primesc un apartament în clădire ce e nefinalizată, urmând ca să punem din banii noștri să o finalizăm și să avem apartamente mai largi. Ca într-o bună zi, un șmecher dintre deputații ăștia să vină și să-mi spună, bă, Sergiu, zice, hai semnează aici pentru că s-au găsit niște bani liberi la Parlament. Diacov îi dă ideea. Eu găsesc niște bani liberi, nu știu unde, pentru un sertar la dânsul în biroul lui de președinte a Parlamentului. S-au găsit niște bani liberi din buget, nu afectăm pe nimeni, astea sunt economiile Parlamentului, care vor fi livrate pentru ca să se încheie construcția asta finalizată, unde urma noi să primim apartamentele. Știți ce am făcut? Și asta o știe toată lumea. Eu m-am dus și mi-am retras cererea. Casa aceea pe urmă a fost ocupată de colegii mei, foștii mei camarazi de arme și trăiesc și până acum. Nelegitim am ocupat-o. Dar cum se procedează oamenii ce e când stăteau pe drumuri, iar ăștia se îmbuibau în Parlament? Oh, ce scandal a fost atunci! Mi-a retras cererea, mie mi-a fost rușine că am depus cererea. Ori eu nu știam că se va întâmpla așa, că ăștia vor vrea de pe bani publici să-și construiască. Până acum trăiesc în același apartament. Eu nu mă laud cu faptul că sunt sărac. Ba din contra, vă spun sincer, am și eu tendințe să trăiesc mai bine ca toată lumea. Asta e o tendință firească și normală.
Problema este însă că eu familiei mele am spus de mult timp, am spus, noi bogați nu o să fim niciodată, nu o să murim de foame, dar nu o să fim niciodată bogați, pentru că nu ai voie, nu poți să fii politician și nu ai voie în sărăcia asta să fii și bogat. Sigur că dumneavoastră nu o să mă credeți, am răspuns mai lung timp la întrebarea dumneavoastră, sigur că nu aveți cum să mă credeți și eu nici nu vă rog foarte mult acum, eu încerc pur și simplu să vă dau niște exemple, nu puteți să nu credeți pe nimeni. Aveți încredere în mine atât timp cât am eu încredere în mine. Când am să-mi pierd eu încrederea în mine, măcar atâta poate o să mă ajungă. O să las niște oameni lângă mine care să-mi spună. Pentru că autocontrolul niciodată nu este cel mai bun mecanism. Dar eu construiesc o echipă în jurul meu și nu le strâng, nu le strangulez celor din jurul meu, știu eu, voința să-mi spună la timp atunci când o să iau razna. Toți suntem supuși putrefacției în țara asta și miza întotdeauna acestei mafii este pe caracterul putred al ființei umane. Dar credeți-mă, vă rog, că sunt oameni care s-au antrenat în viața asta să lupte și cu propriile porniri și cu pornirile altora, pentru că lupta în viața asta nu se dă cu cineva, se dă în interiorul nostru, cu noi, cu apucăturile din noi. Eu toată viața mea am luptat în interior. Și ceea ce vedeți dumneavoastră la suprafață, lupta mea din afară, vă asigur, credeți-mă pe cuvânt, este doar, cred că, a 10-a parte din lupta pe care o dau eu în interior, în fiecare zi. N-are cine să vorbească despre mine decât mine la emisiunea asta, decât eu. Domnule Mocanu, ați spus că Dodon este omul lui Plahotniuc. În campanie electorală, la primărie, acum sunteți, că și Chirtoacă este ajutat de Plahotniuc să vină la primărie. Cum de ați greșit așa de tare? Haideți să vă spun o chestie. Atunci când am spus că... Deci eu am ieșit într-o conferință de presă, mă bucur că dumneavoastră urmăriți foarte atent declarațiile mele. Eu am ieșit într-o conferință de presă în care l-am sprijinit pe Dorin Chirtoacă. Am spus, votați-l pe Dorin Chirtoacă. Pentru că eu nu doream să vină Dodon la primărie. Am chemat toată lumea, pe cei din Mișcarea Populară Antimafie, alți oameni pe care îi cunoșteam mai puțin, am spus votați pentru Dorin Chirtoacă. Pentru că tânărul ăsta autist și așa un pic departe de realități, mie întotdeauna mi-a creat ca și dumneavoastră impresii bune. Da, eu chiar am făcut un articol extraordinar despre Dorin Chirtoacă. Mie întotdeauna omul ăsta mi-a creat impresii bune. Dar, să vedeți ce s-a întâmplat și vă spun de ce am spus despre Dodon. Ba mai mult decât atunci. Tot atunci am spus că Voronin este, dacă țineți minte foarte exact, că am spus Voronin este primul care se roagă la Dumnezeu să nu treacă Dodon primar. Și asta așa era. Pentru că Voronin înțelegea, el și așa pleca de la Voronin, dar Voronin înțelegea, vă închipuiți ce i se întâmpla lui Voronin dacă Dodon trecea primar și făcea același gest, pleca de la Voronin. Atunci chiar îi rupea partidul în două. Cel puțin în două. Ori, eu știam sigur și informația pe care o am, vă spun și acum, eram desigur că Dodon a fost într-o relație foarte strânsă cu Plahotniuc. Atunci când Plahotniuc privatiza întreprinderi de stat la comanda lui Voronin, executor era Dodon. Și pentru ca să-i grăbească afacerea, Dodon a fost într-o relație pecuniară extraordinar reciproc avantajoasă cu Plahotniuc. Și trebuie să știți o chestie, trebuie să știți că Plahotniuc n-a făcut niciodată și aici e marea greșeală. Noi suntem inerți și ne pare că prieteniile dintre dânsii se fac pe luni de zile, pe ani de zile înainte. Câteodată prieteniile dintre dânsii nu durează nici 5 minute. Pentru că alianța au făcut-o acum, dar peste 5 minute au alte interese. Așa se comportă oamenii cu interese. Nu ca noi toți ceilalți simpli, care avem emoții, care suntem oameni normali. Nu poți azi omului să-i dai mâna, să-i bagi cuțitul în spate. Acolo acționează alte reguli cu totul. Credeți-mă, vă rog. Și în momentul în care vorbeam despre relația lui Dodon cu Plahotniuc, vorbeam despre o situație foarte concretă atunci când ei au fost într-o relație reciprocă avantajoasă foarte bună. Și trebuie să știți că asemenea oameni ca Plahotniuc, mai avem timp, cred că mă tem că o să dureze tot o oră emisiunea noastră. Deci atunci când spuneam despre lucrul ăsta, mă refeream anume la faptul că ei sunt într-o relație reciprocă avantajoasă și lui Plahotniuc în orice moment putea să aibă nevoie de Dodon. Uitați că însă lucrurile s-au așezat în așa fel încât după al doilea tur de scrutin, Plahotniuc i-a acordat tot sprijinul lui Dorin Chirtoacă. Și atunci când am vorbit la conferința aia de presă, nu m-am referit la toată campania electorală, m-am referit la ultima noapte a scrutinului. La ultima noapte a scrutinului, la care o să revenim cu vreo ocazie, cum s-au făcut voturile pentru Dorin Chirtoacă după ce s-au închis urnele de vot. De ce a trebuit ca validarea mandatului lui Dorin Chirtoacă să o facă o instanță de la Bălți?
De ce ei au nevoie la ora actuală, și eu asta am spus-o în contextul, de ce ei au nevoie la ora actuală când vor să falsifice viitoarele alegeri, că altfel nu mai au cum să menține la guvernare dacă nu falsifică viitoarele alegeri? Plahotniuc. De ce au avut nevoie de Curtea de Apel? Pentru că Curtea de Apel este instanță de contencios administrativ. De atâta l-au pus pleșca acolo. Bun, și alte chestii penale, civile, pe care le judecă și... Dar au Curtea Supremă de Justiție care ia lor. Nu asta era problema. Pleșca le-a trebuit pentru faptul că Curtea de Apel este instanța de contencios administrativ, unde ei trebuie să-și rezolve toate problemele lor politice și electorale. În Chișinău se vorbește că Plahotniuc a vândut partea sa la Victoria Bank. Ce știți despre asta? Vă spun ce știu despre asta. Eu despre asta știu că Plahotniuc pregătește o mare pacoste pentru Republica Moldova. Plahotniuc pregătește să închine din punct de vedere economic țara asta marilor oligarhi ucraineni care el se află la ora actuală în relații. Despre care mai puțin s-a vorbit public. Lumea și-a concentrat atenția asupra acestui rai de porcin care se produce în Republica Moldova. Și le scapă ce se întâmplă în realitate. Cei ce mă întrebați dumneavoastră de Victoria Bank este foarte aproape de realitate și noi să revenim la chestia asta. Deci Victoria Bank încă nu este tranzacționată, dar lui Plahotniuc îi trebuie foarte mult să facă această tranzacție pentru ca să-i facă pe alții cumpărători de bună credință, pentru că pe toți cei pe care i-a amăgit el până acum să rămână cu buza umflată. Deci asta se întâmplă la ora actuală și nu numai cu Victoria Bank. Știți situația din Ucraina, cu Ianucovici, cu ceea ce se întâmplă acolo și mintea îi merge încolo. Corect se vorbește în Chișinău. Cine a fost persoana din afară care i-a pus la împăcare pe Filat și Plahotniuc? Nu vă pot spune la ora actuală. Nu vă pot spune la ora actuală, v-am spus și altă dată, din motive de securitate pentru niște persoane. Acea persoană este, vă pot spune, hai să mai ridic un pic, perdeu asta, vă pot spune. Acea persoană este de origine libaneză și este cetățean francez și are interese în Republica Moldova de foarte mulți ani de zile. Și este legat de trafic important, de mărfuri așa foarte costisitoare și foarte, foarte profitabile prin Republica Moldova, spre Ucraina, Rusia și așa mai departe. Îmi pare rău că vorbesc în aluzii, pentru că eu sunt un om foarte direct și foarte deschis, dar dacă cumva, nu știu, puteau să mă întrebe și ei, poate vor să le spun numele public, nu. O să vină vremea în foarte scurt timp și o să vă spun cine. Există interese în afară care îi pun la masa tratativilor și la masa înțelegerilor, dar vreau să înțelegeți foarte exact ca să nu spuneți cumva că vă induc în eroare. Faptul că și-au bătut palma Vlad Plahotniuc și Filat, asta nu înseamnă că au devenit prieteni. Se urăsc reciproc groaznic. Numai că disprețul unul pentru altul, la ora actuală, între ei, este un pic mai mic decât disprețul lor pentru noi toți. De aici și vine prietenia lor. Iată, atunci când și eu mă tem că disprețul lor pentru noi toți o să crească din ce mai mult și atunci o să consolideze prietenia lor. Eu de atâta mă tem. Domnule Mocanu, cum, doamne, europenii au luat apă în gură? De ce face... de ce tace... cine este? Schubert, da. Chiar nu văd că avem criminali la guvernare. Haideți să vă explic o chestiune legată de prietenii noștri din Occident. Noi avem prieteni mari în Occident și să știți că Republica Moldova merge firesc spre lumea europeană și spre Uniunea Europeană. Noi însă trăim cu o concepție greșită atunci când credem că la Bruxelles stau oameni care în fiecare zi vor să ne facă bine. Nu din cauza că ei nu vor să ne facă bine, ei ne vor tot binele de pe lume. Dar asta e Uniunea Europeană, asta nu e Moscova ca să umble aici. Efortul trebuie să-l facem noi. Deci tot ceea ce ne vrem noi bine, cei din Europa ne pot sprijini, dar efortul trebuie să-l facem noi. Eu tot cred, pe mine tot mă scoate din sărite câteodată când văd că le dau bani la ăștia și îi mențin din cauza unor clișee pe care le au ei. Dar alte ieșire nu, pentru că ei încearcă totuși să sprijine procesele democratice aici. Încearcă să sprijine cât de cât viața de aici, pentru că dacă ne lasă în pace, rămânem. Dar hai să vă spun încă o chestiune, pe care am spus-o altă dată și îmi place acest exemplu al meu și îl repet de fiecare dată și sper că să nu vă rod urechile cu chestia asta. În Europa, deci noi suntem, Europa are o sumedenie de probleme la ora actuală. Problemele lor sunt exagerate de politicienii ruși la ora actuală pentru a arăta că echipurile spațiul lor este mai bun decât cel european. Ei mai au de mers spre o asemenea situație ca în Occident încă sute de ani, pentru că ei au rămas unul la lor pentru totdeauna.
Dar problemele care sunt la ora actuală în Occident sunt probleme reale și policienii de acolo sunt preocupați la ora actuală de înfruntarea acelor probleme care sunt în Europa. Și ne-ar ajuta și pe noi dacă noi am vrea să ne ajutăm chiar noi. Iar noi să mânăm mai mult pentru europeni, să mânăm ca un copil oligofrenic de ultima bancă, și atunci sigur că el este preocupat din elevii din primele bănci care sunt eminenți, care au o anumită perspectivă, dar copilul ăsta stă, important e ca el să nu facă gălăgie și banii pe care îi primim, asta e ca o bombonică așa care îi s-o dă, ca cel puțin să nu le încurce altora să-și facă temele. Asta e situația Republica Moldova. Pentru că copiii când se nasc, copiii mici când se nasc, Dumnezeu le dă o singură armă de supraviețuire, un glăsicior, strident și foarte exact atunci când se confrunte cu factori externi care creează incomodități, atunci când au făcut pipi țipă, atunci când vrea mâncare țipă, copilul și așa mai departe. Numai copiii oligofreni rămân subdezvoltați de fizic pentru că ei nu au reacții normale la factorii externi. Cam așa se comportă și Republica Moldova de 20 de ani. Mine mă amuză, mai trec un pic și vă mai spun ceva. Dumneavoastră ați auzit cât de serios vorbesc deputații din primul parlament despre cât curaj au manifestat ei atunci când au recunoscut independența, fiți atenți, independența unei țări balți, Lituania se pare că, care și-a declarat independența atunci când Republica Moldova încă nu-și declarase independența. Ei, dacă îi ascultați, o să aveți impresia că deputații din Parlamentul Republicii Moldova au manifestat un curaj extraordinar de mare în comparație cu curajul pe care l-au avut lituanienii ca să-și declare independența atunci când le-au recunoscut independența. Păi nu ne-i rușine nouă de o asemenea poveste în care trăiesc politicienii din Republica Moldova. Și toți după dânși trăiesc la fel cu legende și cu mituri. În toată lumea se produc mituri. Însă miturile se produc pentru consum extern. Există mitul piramidelor egiptene, în Europa sunt o sumedenie de mituri. Este la Bruxelles acolo un copilaș mic care face pipi și acela e un mit, înțelegi, și toată lumea se duce și pune mâna pe dânsul. Noi să producem mituri pentru consum curent, așa cum producem vinul în gospodărie. Miturile pe care le producem tot noi și le consumăm și la un moment dat începem a crede în ele. Nu vă temiți că mafia își va scoate mănușile albe și vor deveni mai brutali? Mă tem. Mă tem pentru viața mea, mă tem pentru sănătatea mea, mă tem pentru viața și sănătatea copiilor mei, mă tem pentru libertatea lor și așa mai departe. Ba mai mult decât atât, într-un manifest am spus, mărlanii ăștia nu vor pleca de la putere fără sacrificii umane, dar spuneți-mi, vă rog, ce să fac? Spuneți-mi, vă rog, este alternativă? Eu nu văd, pur și simplu, eu dacă aveam alternativă, o foloseam. Eu la război în 92 eram responsabil de mobilizare. Eram vicepreședinte a Comitetului Executiv Raional și în lipsa președintelui Comitetului Executiv Raional eram eu conducătorul raionului. Și-a venit un ordin de mobilizare. Eu am mobilizat atunci 500 de oameni care și-au lăsat copiii acasă, care și-au lăsat acasă nevoile și toate celelalte și au schimbat totul pe un pistol automat Kalashnikov. Și eu n-am putut să mă întorc înapoi. Eu n-am fost mobilizat. Eu n-am putut să mă întorc înapoi și am devenit comandantul lor. Am devenit liderul lor în tranșee. N-am putut să revin acasă. Unde să mă duc eu acum? Eu după 20 de ani în care am făcut politică mai strâmbă, mai bună, mai incisivă, mai puțin incisivă, am făcut toate și concesii pe care nu mi le iert câteodată. Am crezut că atunci când ne apucăm să conciliem, să conciliem, să ne împăcăm, să nu știu ce, poate, am încercat și așa. Și n-a mers. Chiar regret anumite stări de concesivitate pe care le-am făcut eu. Nu știu dacă era altă cale atunci, nu mă apuc acum să judec trecutul. Dar ce să fac eu acum în situația asta? Să plec, să-mi strâng valizele și plec, asta ar fi cel mai ușor. Am avut o șansă să plec atunci când i-am propus lui Voronin să-mi întoarcă copiii înapoi, cei pe care îi băgase el la pușcării, să-mi întoarcă înapoi și am spus că plec toată familia de aici. A fost o șansă. Pentru ei. A doua zi a renunțat să facă lucrul ăsta. Și slavă Domnului. Pentru că am devenit și eu luptător și fiii mei și luptăm în continuare. Chiar dacă ei în continuare sunt amenințați, deja de Plahotniuc o să fie închiși. Sau eu, sau mă rog, pentru datoriile pe care mi le creează ei acum. Dar ce să fac? Ce să facem noi toți? Să ne strângem valizele și plecăm de aici și lăsăm țara lor? Nu o să plece Plahotniuc de la putere fără sacrificii umane. Eu de asta sunt conștient.
Dar le amintesc și lor și vă spun și dumneavoastră să nu îndrăznească. Vă spun ca să știți să fiți martori în confruntarea asta, care va fi din ce în ce mai dură, care va fi una foarte dură. Atunci, de când ei au trecut din sfera raporturilor de drept, totul în țara asta, în sfera raporturilor de forță, m-am vins și cel care va avea mai mare forță. Eu cred că eu am mai mare forță decât ei. Eu cred că am mai multă forță decât ei. Nu financiar, bani n-am. Bani n-am. Dar nu o să-i salveze nici toți banii lor, nici conturile lor în străinătate. Nimic nu o să-i salveze. Atunci când energiile pe care am să le declanșez eu și colegii mei, o să-i măture de nu o să rămână nimic. O să-i măture ca un tsunami pe toți. Pentru că nu se poate, stimații mei concetățeni, nu se poate să fure atâta și să nu fie pedepsit. Și asta o știu. Asta nu știm numai noi. Asta nu știu concetățenii noștri până la care încă n-am ajuns. Și nici mesajul ăsta meu acum n-ajunge, din păcate, până la ei, pentru că lumea s-a săturat, lumea nu mai vrea să audă, lumea nu mai crede pe nimeni. Dar ei știu lucrul ăsta. Știți ce fac ei? Toți suntem la fel. Toți suntem murdari. Toți. Absolut. Tocmai și revin acum la ceea ce m-ați întrebat. Eu nu fac declarații de venituri la ora actuală. Și am spus că deci atunci când mă întreabă public, nu corespunde declarația mea de venituri. Deci venituri, nu pot să-mi arăt veniturile la partid și în altă parte, pentru că ăștia atât așa așteaptă. Dar eu am niște cheltuieli mici pe care mă ajută niște oameni să le fac. Ăștia cheltuie cu sute de milioane. Dar orice bănuț pe care îl cheltuie acum, am dare de seamă și pentru oamenii care investesc banul ăsta și pentru dumneavoastră să vă explic că acest ban nu, pentru acest ban nu trebuie să plătesc cu banul dumneavoastră public. Nu am de mă răsplătit nici pentru un bănuț, pentru tot ce aici fac eu. Pentru că nu îl cheltuie pentru mine, îl cheltuie pentru țara asta și oamenii știu în condițiile astea ajută cu un ban. Dar ca să nu-i pun pe ei în condițiile în care să fie fugăriți din țara asta și să-i urmărească, pentru că am avut un om care în campania electorală trecută a fost nevoit să stea peste hotare. S-au dus și l-au verificat și pe acolo cu cine avea relații peste hotare. Nu din cauza că nu vreau să fiu sincer. Eu mă pregătesc pentru momentul în care o să fiu sincer și pe capitolul de cheltuieli pe care îl fac eu și familia mea pentru ca să supraviețuim și să fim și luptători și să luptăm împotriva acestei mafii. Reale sunt doar proprietățile mele, ceea ce am declarat. Un apartament și o mașină, atât ai tot. Care sunt sechestrate acum pentru întoarcerea datoriilor lui Plahotniuc. Nu există altă șansă decât să luptăm. Cine sunt partenerii dumneavoastră din afară? Partenerii mei din afară sunt în primul rând și în primul rând prietenii mei de la Uniunea Europeană, de la Comisia Europeană. Dar eu nu mizez pe ei. N-ați auzit niciodată să fac trimiteri la vreun nume peste hotare și așa mai departe. Pentru că oamenii ăștia vor sprijini atunci când eu voi face ceva, când acțiunile mele vor avea eficiență. Și e corect să stea și să uite, poate reușesc. Că n-au cu ce să mă ajute acum. Pot să mă ajute cu un sfat, dar să știți că sfaturile, vorba, contează mai mult decât banul. Mult mai mult decât banul. Eu am investit în cariera mea mai multe vorbe înțelepte decât bani. Și dacă vă par acum destul de pertinent și dacă vă par că abordez ideile și problemele le atac așa, să știți pentru că am investit cuvinte bune ale oamenilor despre faptele mele, despre cum trebuie să fie faptele mele și doar așa o să reușim. Peste hotare avem concetățenii noștri care din ce în ce mai mult mă contactează și din ce în ce mai mult discut cu dânșii participarea lor în manifestările Mișcării Populare Antimafie pentru ca să-i dăm jos pe ăștia. Ca împreună să le spunem și celor de acasă să nu mai voteze mafia asta. Cei din afară trebuie să vină și să le spună colegilor lor de clasă, care n-au avut posibilitate, așa a fost viața. Au făcut 8 clase, poate nici nu prea înțeleg în toate sofismele astea care se fac în țara asta. Dar ei trebuie să vină și prin vorbă clară să le explice de ce nu trebuie să mai voteze cu comuniștii. Domnule Mocanu, mafia este rezultatul mafiotizării statului sau corupția este rezultatul mafiotizării statului? Eu, dacă ați observat, nu vorbesc despre corupție. Eu nu vorbesc despre corupție pentru că la ora actuală împotriva corupției luptă mafia. Știți de ce? Pentru că ei au pus mâna pe stat și ei nu mai vreau ca de la dânșii să mai fure cineva. Fură numai ei de la statul ăsta și restul. Și chiar ei au pornit-o un fel de luptă cu corupția. Au mimează așa ca să... Republica Moldova este un stat mafiotizat prin faptul că
doi mafioți din țara asta, doi oameni care au furat altădată foarte mult, au venit și au pus mâna pe toate, pe tot în țara asta. Da, nu este în trecut departe. În momentul când eu vorbeam mai mult despre unul, despre Plahotniuc, care și este principalul, este mafiotul numărul 1 din Republica Moldova. Vorbeam mai puțin despre Filat pentru că îi mai dădeam o șansă. Îi dă mică de tot, dar nici el nu și-a acordat o șansă asta. Deci trebuie să eu acord eu. Și Plahotniuc, vreau să vă spun că Plahotniuc până la urmă o să-l mănânce bucățică cu bucățică și pe Filat, că nu e prieten. Dar acum când și-au dat mâna, pericolul este înzecit, pericolul este mult mai mare decât atunci când se certau între ei. Multă lume a sperat, am cunoscut oameni care au sperat că Filat, când au spus, m-au sunat și chiar mi-au spus, Sergiu, nu mai da în Filat, gata, lasă-l în pace, astăvară. Deci el a declarat toleranță zero, corupție, ar spornească, ar zdei jos procurorul general. Și ce-o ieșe din asta? Ce-o ieșe din asta? Și nici nu o să iasă nimic. Pentru că nu asta a fost scopul lui Filat atunci. Cum îl veți putea învinge Plahotniuc acum când e mult mai puternic, odată ce nu l-ați învins până acum? Nu este mult mai puternic acum. Iată aici este greșeala. Eu aș fi fost într-un pericol extraordinar de mare dacă Vlad Plahotniuc nu ieșe în spațiu public, nu ieșe la lumină. Eu am făcut tot posibil să-l scot pe cârțița asta de la întuneric. Când era la întuneric era mult mai periculos. Nimic nu-i mai merge la ora actuală așa cum îi mergea atunci când manipula din umbră tot. Pentru că este o ieșit ca păduchile în frunte. Și acum avem posibilitate unde îl prindem, acolo să-i dăm șuturi în fund. Atunci era la întuneric, atunci nu-l vedeați. Nu știați cine vă fură. Acum el este în frunte, acum este la lumină. Că noi ezităm, că lumea se teme să-i dea șuturi în fund. Asta e o chestiune de timp. Acum cel puțin știe foarte exact unde e fundul lui Plahotniuc. Și ținta vă arăt eu în fiecare zi. Șuturi în fund. Fugăriți cu șuturi în fund pentru că v-au furat atâta timp. Stimații mei concetățeni, eu aici opresc să mai răspund la întrebări, chiar dacă mai sunt. Noi avem posibilitate, eu am să fiu în fiecare miercuri la aceeași oră pe antimafie.md. Noi suntem într-adevăr foarte prinși acum în acțiunile. Vă rog, noi săptămâna viitoare o să începem publicitatea, o să vă anunțăm ora. Probabil că o să fim nevoiți să sincronizăm un pic ora cu alte acțiuni, dar manifestarea noastră împotriva lor este luni, 30 ianuarie, începând cu orele 10-11 o să ne adunăm, dar ora, startul începutului manifestărilor noastre este ziua de 30 ianuarie. Probabil că ora 11, așa mi-e închipui, sau 12, nu mai știu exact, o să vedem după oră că mai avem sincronizat niște lucruri. Stimați concetățeni, prieteni și neprieteni, noi, Mișcarea Populară Antimafie, avem o armă pe care nu au toți ceilalți. Arma noastră este adevărul. Arma noastră este cuvântul. Și dacă ne vedeți motivați și foarte încrezuți în ceea ce facem, este pentru că cuvântul pe care vă-l spunem este sincer și ascuțit de dorința noastră de a învinge și de a ne recupera țara asta. Țara asta este de dreapta noastră. De fapt, la ora actuală este a lor. Și noi nu avem voie. Bătălia asta este a noastră. Noi nu putem bătălia asta ca lașii să o lăsăm pe umerii copiilor noștri. Pentru că dacă nu dăm noi bătălia asta, toată mizeria asta o punem în capul copiilor noștri. Și degeaba mulți dintre dumneavoastră cred că o să scape de blestemul acestei țări dacă o să le dea doar studii copiilor noastre și pașapoarte de străinătate. Pentru că blestemul ăsta o să-i urmărească din urmă în toate țările europene sau țări de peste continent unde îi trimiteți dumneavoastră. Pentru că nicăieri nu o să se simtă oameni dacă țara de origine o să fie o țară mafie și a hoților. Nimeni nu se poate eschiva de la lupta asta. Mă întrebați de ce cred că o să înving? Iată tocmai din cauza asta. Pentru că nu mă pot eschiva de la lupta asta. Plecarea psihotare din țara asta nu vă poate scuti de dreptul și de obligațiunea de a lupta pentru țara asta. Nu vă poate scăpa de blestemul acesta pe capul nostru care este mafia din țara asta. Și o să mafia, Dumnezeu să binecuvânteze Republica Moldova și cetățenii ei. Mulțumesc!